Niciodată să nu mergi noaptea în pădurea Hoia Baciu. Frați și surori, bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Însă, fraților, de data aceasta este ceva foarte, foarte special. Mai exact, boys, avem o animație creepy care are subtitrări în limba română. Ați auzit foarte bine, fraților, mi se pare ceva foarte, foarte mișto. Este tradusă, practic, în limba română. O să vedeți subtitrările. Și totodată este o animație despre România. Mai exact, este o animație despre pădurea Hoia Baciu și de ce nu ar trebui să mergi noaptea acolo. Eu zic că o să fie un videoclip super, super interesant. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vedem care e treaba, boys. Vedeți, este un videoclip din 2017. Și se numește Romanian Knowledge Experiment. Este un experiment din pădurea Hoia Baciu. Și vedeți că subtitrările sunt disponibile și în limba română și engleză. Însă noi o să mergem pe limba română. Let's go! Să ne cai treaba, Doamne ajută, dar să fie totul bine. Hai să ne despre ce este această poveste, despre un băiat pe nume Alexandru Sift, parcă. În 1960, Alexandru Sift, un om deși s-a renumit, a călătorit în pădurea din Hoia Baciu. Alexandru Sift, ok. Care era în România? Bun. Da, pădurea Hoia Baciu e cunoscută pentru evenimentele paranormale. Și asta a fost motivația lui Sift. He wrote many notes about his experiences there, but many were found burnt upon his death in 1993. Hopa, deci băiatul ăsta, ați văzut și voi, a murit în 1993 și până atunci a scris scrisori și a scris anumite chestii despre experiențele lui din pădurea Hoia Baciu. Ok. The notes that survived detailed his experiments on the forest with test subjects. Mamă, boys. Deci acele că gen el a scris foarte multe scrisori, unele au fost arse, unele au fost găsite. Ideea e că foarte multe dintre ele erau despre experimente pe care le-a făcut el în pădurea Hoia Baciu. Hai să vedem. Deci toate notele sale se încheia spunând: cunoștințele sunt dăunătoare, ignoranța este fericire. Nu știu la ce vrea să se referă. La ce vrea să se refere, destul de ciudat. 10 ani mai târziu, guvernul român a manifestat interes, hopa, în 2003, adică, nu? Și au găsit scrisorile și au vrut să recreeze experimentele. Hopa. 3 oameni au fost oferiți voluntari. Using only a compass and a light source. Bun, și băieții ăștia, deci misiunea lor era să meargă în pădurea Hoia Baciu cu o busolă și o lumină, gen să vadă cum pot trăi acolo. Of course they were lies, as no sane man would volunteer if they knew what awaited them. Mamă, ci că guvernul i-a mințit, pentru că niciun om care era sănătos la cap nu nu s-ar fi oferit voluntar pentru dacă știau ce așteaptă. Hai să vedem. They were also told there would be a substantial reward should they succeed. Și că ar avea li se dădea o recompensă foarte bună dacă reușeau. Mamă, o recompensă în bani probabil. Li se dădeau foarte mulți bani dacă reușeau să ducă experimentul până la capăt. Bun, și acum a început. Primul băiat a fost dus de elicopter în zona de vest a pădurii la miezul nopții. Deci băiatul ăsta s-a dus la miezul nopții în pădure. A luat un rucsac, mâncare, busolă și ceva, un felinar. Deci el trebuia să se plimbe prin pădure. Deci ăsta era experimentul, să se plimbe prin pădure. Nimic suspect, prin est. Hopa, s-au dus acolo și a dat de o cabană unde era așteptat de câțiva agenți guvernamentali. Mamă, zice că să se plimbe și odată la 30 de minute să se oprească și să scrie pe foaie ce s-a întâmplat. Gen, efectiv doar se plimba prin pădure, ăsta era experimentul. A ajuns la cabină la ora 2 dimineața. Hopa! Deci băiatul ăsta a scăpat bine. El de la miezul nopții, de la 12 până la ora 2 dimineața, s-a plimbat prin pădure, a scris tot ce a avut de scris și după le-a dat la agenții ăștia și după a fost scos din pădure și i s-a dat răsplata. Deci foarte simplu, s-a plimbat omul meu 2 ore prin pădure și gata, ăsta a fost experimentul. Bun, ăsta a fost primul. Tabelele sale au spus următoarele. Deci el a scris asta.
Deci acum scrie, gen, spune ce a scris băiatul ăla pe foaie. La 12:30 a scris: m-am oprit la un pârâu din apropiere să mă odihnesc și să mănânc. Fiind într-o pădure pe timp de noapte cu un felinar de ulei pentru o sursă de lumină, am reușit să mă sperii. Cum adică a reușit să se sperie? Am crezut că am văzut mai multe umbre decât erau de fapt. Bun, asta a fost la 12:30. Ora 1. M-a oprit o mică curățare pentru a schimba uleiul, uleiul de la felinar. Jur, trebuie să existe ceva în urma mea, ceva mă urmărește. Și că pot să fiu aproape sigur că am văzut o umbră care nu era de pe vreun copac. Poate un animal. Mamă, boys, ok, ciudat. Acum, 1:30 dimineața. Acum sunt foarte, foarte speriat. Am văzut ceva ce mă privea de la distanță. Am reușit doar să-i văd silueta, dar cum am uitat la ea, a dispărut. Încep să ghicesc acest experiment. 1:55, aici mai avea 5 minute până ajungea la agenți. Sunt pe drum, văd cabina de aici. Uite, a văzut locul. Chestia de atunci tot m-a urmărit. Mamă, uite, uite creatura. Cu cât mă uitam la ea, cu atât era mai apropiată. Chica, din fericire n-am mai văzut-o pentru o vreme, așa că sper să ajung la cabină teafăr, fără întârzieri. The first subject remained alarmed for a few days afterwards, but soon returned to a calm state. Bun, boys, deci primul băiat a fost speriat primele zile după ce a revenit din experiment, dar după a fost totul bine. Ok. The second test subject was deployed in the same spot as the previous one. On the following Bun. Night. Al doilea voluntar a fost dus în același loc în următoarea noapte. Gen, a fost același experiment, numai cu o noapte mai târziu. He had the same exact gear, except instead of an oil lantern, he had an infrared camera. Bun. Avea aceleași chestii pe care le avea și ăla, însă în loc de un felinar de la cum avea la ulei și petrol, ăsta avea o cameră cu infraroșu, deci trebuia să filmeze. A sosit la cabină la ora 5. Mamă, deci ăsta i-a luat 5 ore. The agents noticed he was physically and psychologically shaken. Și că a fost agitat fizic și psihic. Deci băiatul ăsta i-a luat 5 ore să ajungă unde a ajuns la îndouă. Era speriat, gâfăia și plângea din teamă. Mamă, boys, asta se vede dacă mergi noaptea în pădurea hoia baciu. Nota lui a spus următoarele. 12:30 dimineața. This camera really doesn't help me navigate. I even fell a few times because of it. Această cameră nu mă ajută să navighez, chiar că am scăpat de câteva ori din cauza asta. Mamă, uite, uite, vede creatura aia. Zice, tot ce vede este albastru sau negru, dar câteodată e ceva roșu, care speră că e un animal sau o pasăre. Ora 1, deci din jumătate de oră. Și că nu știu ce naiba a spus aici cu mine, dar nu este amuzant. Am luat o pauză să beau apă când am auzit un zgomot venit din adâncul pădurii. Mamă. Mi-am luat camera să văd ce e, dar sunt sigur că nu era un animal normal. Boys. Era mare și năbușită. I couldn't make out its details since it was glowing bright red. Nu mi-a putut spia detaliile, deci mă mișc, era răsul strălucitor. I slowly walked away from it. M-am depărtat încet de ea, fără să-l pierd niciodată din ochii mei, chiar dacă a rămas complet nemișcat. Mamă, boy, s-a văzut ceva în pădure. Mamă, ce ciudat. Hai să vedem. Found a small ditch to hide. I guess it's better to write in here than out in the open. Și că am găsit un șanț mic care să, în care să mă ascund și mai bine scriu aici decât să mă aflu în aer liber. The faster I get out of here, the better. Și că o să-mi grăbesc ritmul. Cu atât mai repede am ieșit de aici, cu atât mai bine. Hai, ieși de aici, frățiorul. 4:30 dimineața. What? Păi unde ești la alte ore? Îmi pare rău că n-am mai scris, că n-am avut nicio șansă. Mamă, după ce am scris ultima dată, am auzit cum acea creatură s-a apropiat de mine. M-am plimbat într-o peșteră mică și am așteptat să treacă. Mamă, uitați-vă.
a trecut așa de mult timp din cauza asta, că îl urmărea creatura respectivă. Nu m-a lăsat în pace. Ci că probabil nu vom mai scrie nimic până nu ajung la siguranță. Și că ultimul lucru pe care îl vreau este să fiu surprins de acel lucru în timp ce paza mea este în jos. Mamă, boys. Mamă, nu e bine. Mamă, și al doilea voluntar, boys, a fost dus la psiholog timp de 3 luni. Man, băiatul ăsta era traumatizat după ce a văzut acolo. Și acum e al treilea subiect. Hai să vedem. Ăsta e ultimul voluntar. Nu s-a mai întors niciodată. A fost gen același experiment în același loc la aceeași oră data trecută. În noaptea următoare. Bă, băiatul ăsta s-a întors. Hopa, dar băiatul ăsta era mai șmecher. Avea o cameră cu night vision. Adică putea să vadă noaptea chestii. When the agents were leaving the shack, they noticed a worn and ragged piece of paper on their doorstep. Mamă, deși că băiatul ăsta a fost acolo și n-a fost văzut niciodată. Agenții l-au așteptat, însă după au zis că trebuie să plece. Și când au plecat, au găsit o foaie unde scria, avea doar o intrare, ia. Ce scria? A spus următoarele, ce a scris? 12:05 a, era foaia pe care a scris-o băiatul ăsta. La 12:05, a scris cu 5 minute. If you find this, please tell my family I love them. These might be my last words. Mamă, cică, dacă veți găsi acest lucru, vă rugăm să spuneți familiei mele că o iubesc. Acestea ar putea fi ultimele mele cuvinte. Mamă, boys. După ce nu mai puteam vedea elicopterul, am pornit camera pentru a verifica împrejurimile. Și a văzut, boys, cred că a văzut creatura. O pot vedea. Creatura, uitați-vă la ea. 20 de metri în fața mea, e o creatură. În pădurea Hoia Baciu. Nu se mișcă când scriu asta. Nici măcar nu chipește, n-are ploape. Mamă, ce-i aia? Și că e mai înalt decât orice om sau urs pe care l-am întâlnit vreodată. Este camuflat ca o gorilă. Mamă, boi, ce-i asta? Ce-i creatura asta? Nici măcar nu pot spune că are mâini. Nu pot numi acele lucruri mâini. Are ochi rotunzi. Fără pupile. Mamă, bro. O, Doamne. Tremură copacii când se mișcă. Mamă, vine după el. Vine după el. După încheierea experimentului, guvernul român a plasat un gard electrificat și un tur de gardă care înconjoară întreaga pădure Hoia Baciu. Mamă, boys, n-ai voie să intri în pădurea Hoia Baciu. S-au asigurat să nu lase pe nimeni să intre. Mamă, uitați-vă acolo ce creaturi sunt. De să nu lase pe nimeni să intre sau să lase ceva afară. Mamă, fraților, aici s-a terminat această animație. Mi s-a părut foarte, foarte mișto. Dacă mai vreți să facem mișto, de ce scrieți la comentarii și scrieți ce părere aveți despre acest videoclip. Mi s-a părut super, super creepy. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episoade noi. V-am pupat pe toți, pa, pa!